Până la această oră, peste 17% dintre cetățenii cu drept de vot au mers la urne pentru a-și alege viitorul președinte și, bineînțeles, pentru a răspunde cu da sau nu la referendumul privind aderarea la Uniunea Europeană. Datele de până acum indică o mobilizare destul de mare a legătorilor. În primul tur al alegerilor prezidențiale din 2020, prezența la urne a fost de 48,54%, fiind depășit pragul de validare de unul din trei din numărul alegătorilor înscriși în listele electorale. În al doilea tur, prezența la vot a fost de 52,78%. Atunci, Maia Sandu a câștigat cu un scor de 57,72%. Despre acest subiect discutăm cu domnul Cristian Părvolescu, specialist în științe politice. Însă, într-o legătură Skype cu noi. Bună ziua, domnule Părvolescu, vă mulțumim! Bună ziua! Vă mulțumesc și eu pentru invitație! Ne uităm, în primul rând, la aceste declarații făcute de Maia Sandu. Cu puțin timp în urmă vorbea președinta Republicii Moldova despre... Uh, faptul că are încredere în cetățenii Republicii Moldova în ceea ce privește votul pentru referendum și că, până la urmă, calea cea mai bună este cea care se îndreaptă, bineînțeles, către Uniunea Europeană. Cum să privim aceste declarații am văzut destul de mobilizatoare. Sigur, sunt foarte mobilizatoare și pot să vă spun, sunt la Chișinău, am fost la câteva secții de vot acum la ora 11. Prezența era destul de bună, de fapt, față de cifra pe care ați dat-o dumneavoastră, a mai crescut. Suntem la 20% prezență. Din păcate, nu știm să facem deosebirea între referendum și alegerile prezidențiale. Ce cu Comisia Electorală Centrală va face precizări din două în două ori în legătură cu această diferență. Cert este că, așa cum arată lucrurile, probabil pragul de validare a referendumului, cea mai importantă dintre alegerile de azi, va fi trecut. Pe de altă parte, candidații pro Kremlin, nu deschis ci discret, nu au votat la referendum. Alexandru Stoianoglu, cel care este candidat pe listele Partidului Socialiștilor, a votat doar la prezidențiale, spunând că e pro-european, dar că în semn de protest nu votează la referendum. Renato Ursat la fel nu a votat la referendum, dar prezent împreună cu mama sa la vot, a anunțat că mama sa votează la a, referendum. Iată, deci, un semnal pe care acești candidați îl transmit către electoratul lor. Trebuie să vă spun că s-a mobilizat numai, nu numai populația românofonă, ci și populația rusofonă, în mare măsură, la vot, așa că așteptăm ca rezultatele să fie interesante. Spune interesante pentru că, deși sondajele de opinie indică o majoritate pro-occidentală, pro-Uniunea Europeană, totul depinde de fapt de prezența la vot, inclusiv viitorul politic al doamnei Sandu depinde de prezența la vot la referendum, pentru că chiar dacă va fi validat, important este care va fi prezența finală. De aceea, efortul candidaților pro-Kremlin de a menține prezența la referendum cât mai scăzută cu putință. De ce? Pentru că va fi o modificare constituțională. Iar această modificare constituțională va fi considerată ilegală dacă prezența la referendum nu a fost suficient de mare. Și atunci, mandatul doamnei Sandu, chiar dacă va fi realeasă, probabil în al doilea tur de scrutin, va fi pus sub semnul întrebării pentru că anul viitor, în martie, au loc alegeri parlamentare și Moscova, care nu-și face foarte multe iluzii legate de aceste alegeri prezidențiale, speră într-un scenariu georgian, adică o președintă pro-europeană cu o majoritate parlamentară și un guvern pro-rus. Iată cât de importante sunt alegerile din Moldova pentru România, pentru Uniunea Europeană, pentru Blocul Occidental, pentru Ucraina în egală măsură. Mai devreme aveați un, un cetățean moldovean care spunea că votează pentru pace. Întrebați ce înseamnă pentru pace, n-a vrut să explice. Știm foarte bine în România și Moldova pentru pace înseamnă pentru Rusia. Deci este o miză geopolitică extraordinar de importantă peste dimensiunea geografică a Republicii Moldova. Da, mulțumim tare mult, domnule Pârvulescu. Urmărim ce se întâmplă în Republica Moldova, într-adevăr o zi extrem de importantă.